Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori! Sunt Simona Timofte și astăzi avem o nouă emisiune Fețele Medicinei. Astăzi am ales să vorbim puțin și despre altfel de boli, despre bolile sufletului. Nu de altceva, dar s-a constatat științific că în spatele fiecarei boli a sufletului, în spatele fiecarei boli a trupului există o boală a sufletului. Anxietatea, depresia, de exemplu. Astfel că am invitat în platoul emisiunii noastre pe domnul psiholog-psihoterapeut Andrei Bold, șef serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu. Bine ați venit, domnul Andrei Bold! Bună ziua și bine v-am găsit! Ce presupune meseria dumneavoastră? Ce anume faceți în cadrul acestui serviciu? Am înțeles că face parte din cadrul primăriei, nu? Direcției de asistență socială, ați spus, nu? Da, acest serviciu face parte din Departamentul de Asistență Socială de pe lângă Primăria Municipiului Hunedoara și se ocupă în cea mai mare parte cu oferirea de servicii la domiciliul clientului pentru persoane vârstnice sau persoane care sunt cu disabilitate și nu pot să se întrețină singure. Și am înțeles că ceva de genul, îi zice, psihoterapie integrativă, nu? Să ne explicați și nouă ce înseamnă psihoterapie integrativă. Da, în cadrul acestui serviciu noi oferim mai multe tipuri de ajutor pentru persoanele care sunt în nevoie. Printre cele, pur și simplu, de asistare la domiciliu pentru ajutorul cu cumpărăturile sau cu menajul sau cu plata facturilor sau cu simple... Mă gândesc că nu asta face un psiholog, nu? Nu asta face un psiholog, asta dar vreau să dezvolt puțin... departamente, mă gândesc. Da, nu asta face un psiholog, dar ce fac eu ca și activitate este să ofer persoanelor beneficiarilor noștri, consiliere și psihoterapie în cadrul serviciului nostru. Și integrativă, de fapt, ce înseamnă? Integrativă este o formă de psihoterapie. Există mai bine de 150 de forme de psihoterapie la nivel mondial în momentul de față, dezvoltate de către diferite școli. Psihoterapia integrativă presupune este o psihoterapie eclectică care folosește tehnici din mai multe psihoterapii. Asta adică, înseamnă eclectic. Eclectic, da. Asta înseamnă că noi folosim ca și psihoterapeuți integrativi tehnicile care se potrivesc cel mai bine persoanei și nu neapărat urmăm o școală specială pentru treaba asta, ci să zicem în tehnicile folosite în terapia cognitiv-comportamentală, luăm de acolo anumite tehnici care se potrivesc, să zicem, dependențelor și le folosim ca și psihoterapeuți integrativi. Deci nu presupune ceva special? Presupune ceva special pentru că procesul terapeutic are de-a face cu nevoile speciale ale persoanei unice. Deci fiecare persoană este unică în felul său. Și atunci persoana se mulează pe terapie, ci terapia se mulează pe persoană. Așa. Spuneți-ne de diferența dintre psiholog și psihiatru. Sunt foarte multe diferențe. Pentru că, numai puțin, că scuzați că vă întrerup, am observat că foarte multe persoane, dacă le spui și le trimiți la psiholog, li se pare că le trimiți la psihiatru și automat te întreabă, da, ce mă crezi nebun? Și atunci, automat, vrem să înțeleagă telespectatorii noștri că există o diferență destul de mare între psihiatru și psiholog. În primul rând pot să spun că partea de psihologie presupune un proces de învățare care are loc de obicei în facultățile de psihologie și asistență socială, pe când pregătirea unui psihiatru se întâmplă în școala de medicină. Mai departe de atâta, procesul de învățare a psihoterapiei presupune, după ce anii de facultate în psihologie, presupune un proces de învățare în cadrul unei terapii, care poate să dureze de la 3 ani la 6 ani.
Și de asta exemplu, se face în cadrul unui spital sau în cadrul... Nu, se fac, în România se fac în jurul unor asociații profesionale, care de obicei sunt înființate cu ajutorul asociațiilor europene sau americane de psihoterapie. În România sunt destul de multe, peste 30 de școli de psihoterapie. Școala pe care eu am făcut-o a fost la Craiova, în cadrul Asociației Române pentru Psihoterapie Integrativă, acreditată de Colegiul Psihologilor, și a durat 2 ani de zile o formare de bază, încă un an de zile de dezvoltare personală și încă 2 ani de zile de supervizare. Asta ce ai făcut după ce ai terminat facultatea? Asta ce am făcut după ce am terminat ai făcut facultatea. Încă 3 ani, am înțeles, nu? Încă 4 ani. 4 ani ai făcut la Timișoara. Da, la Timișoara, la Universitatea de Vest. Așa, în total ai ajuns la câți ani? Am ajuns aproape la 10 ani, ca să zic așa, dar deci nu se termină procesul. Ca un medic, să înțeleg. Da, nu se termină procesul. Bineînțeles că nu. Trebuie să învățăm continuu. Da. Și să continuăm, că am ajuns la altceva, diferența dintre psiholog și psihiatru. Deci pe lângă faptul că psihiatru își face o școală de medicină și ajunge să își activeze, să își practice meseria în cadrul unui spital, un psiholog... Da, un psiholog poate să lucreze în instituțiile de stat sau în instituții private, în cabinet sau în alte forme de... Există mai multe tipuri de psihologi, psihologi organizaționali, psihologi educaționali care lucrează în școli, psihologi care lucrează în organizații, care, mă rog, fac lucru de resurse umane, de recrutare, de intervievare și așa mai departe. În special, psihologul practician clinician, pentru că despre asta este vorba în cazul meu, lucrează în cadrul clinicilor sau în spital sau în instituții publice sau în cabinetul personal. Reușim să-i facem pe telespectatorii noștri să înțeleagă. Un psiholog tratează, de fapt, boala sufletului, nu? Și, ca să zicem așa, ca să ne poată înțelege, și un psihiatru tratează boala creierului, am înțeles, nu? Ca să vorbim așa mai... Un psiholog, pot să spun că tratează holistic. Ce înseamnă holistic? Înseamnă că tratează trupul, mintea și sufletul. Cauzele, de obicei, mă rog, în ultimele vremuri, în vremurile astea în care trăim noi în ziua de astăzi, s-au ajuns prin studii că la concluziile că tulburările vin în primul și în primul rând din cauza unor tulburări ale sufletului, ale spiritului, emoționale. Mergând mai departe cu ideea aceasta, aceste tulburări pot să treacă mai departe în fizic și în minte. Da, exact ce ziceam și la început, că în spatele fiecărei boli ale trupului există o boală a sufletului, nu? Da. Noi nu privim doar sufletul sau doar mintea sau doar trupul, ci le luăm pe toate trei și le punem într-un proces de cunoaștere și recunoaștere. Adică îl pune să face și un pic de sport după aia, nu? Da, este important. Mișcare fizică. Da, este important sportul. Am înțeles că aveți câteva reguli procedurale și deontologice. Vorbiți-ne puțin de ele. Procedurale, ce înseamnă? Sigur, în psihoterapia integrativă, după cum v-am spus, fiind o abordare eclectică, regulile sunt foarte flexibile, dar în același timp urmează un cod deontologic care este public și dezvoltat de către Colegiul Psihologilor din România, în care sunt reguli foarte stricte și foarte clare ceea ce poți și ceea ce nu poți să oferi clientului, mă rog, beneficiarului în mod direct. Și atunci, noi ca și colegi, ca și entități care lucrează sub regulile Colegiului Psihologilor, urmăm un cod deontologic de etică. Asta în ce privește respectarea confidențialității, că mă gândesc că la ea vă refereați. Da, respectarea confidențialității. Vreau să vorbiți un pic de tehnicile pe care le aplicați. Da, de exemplu, să spunem, în cazul unei anxietăți sau unei depresii, hai să zicem, în cazul unei anxietăți, o persoană învață împreună cu psihoterapeutul cum să gestioneze momentele de
intrare în anxietate, cum să recunoască simptomele care sunt asociate anxietății, cum să își gestioneze aceste simptome și cum să, de exemplu, prin activități de respirație, prin activități de conștientizare directă, de recalibrare a emoțiilor. Sunt tehnici... Meditație. Meditație, puneți, da, este una... Puneți să facă, din, da? Da, și chiar și meditație și rugăciune. Trimitem la yoga. Există vreo diferență între consilierea psihologică și psihoterapie? Sigur, există odată o diferență de pregătire. Pentru consilierea psihologică se face o anumită pregătire, iar pentru cea de psihoterapeut, ați văzut, e cu totul altceva. Dar, în esență, consilierea presupune activități pentru a gestiona o situație de moment. Și eu am înțeles că o tulburare psihică mai ușoară. Și da, sigur, fiind de moment, este puțin mai simplu de abordat. De unde știți că e de moment tulburarea psihică? Se face o anamneză, sunt tehnici prin care putem să explorăm ce s-a întâmplat în trecut și cum s-a ajuns în momentul respectiv. Și mă rog, sunt termene care sunt date din teorie, care spun cât timp durează un anumit timp de anxietate, dacă durează de mai multă vreme, de mai puțină vreme și așa mai departe. Am înțeles. Cine poate face consilierea psihologică și cine psihoterapia? După cum am spus mai devreme, psihoterapia presupune un tip de școală, consilierea și psihologică dacă un vrei, alt poți timp să le faci amândouă? Da, poți să le faci amândouă, depinde de timp și de... Adică încă câțiva ani la dispoziție da, te accesi și de pe investiția aspectul ăsta personală, pentru că este un proces în care, mă rog, toate cursurile sunt plătite în cadrul acestor asociații și școli și... Bineînțeles, presupune un efort nu numai material, cât deci și psihologic. Că cel care vrea să meargă să facă cursul trebuie să plătească. Da, bineînțeles. Doi ani. Da. Depinde. Doi ani, trei ani. Sunt psihoterapii, de exemplu, psihanaliza, care durează de la 6 la 10 ani. Mult. Da. Să stai atâta școală, e mult. Când mai și practici meseria? Viața când e o mai școală. Faci, când mai faci și familie? Viața e o școală și... Da, tot timpul învățăm ceva. Tot timpul trebuie să învățăm. Ce este tulburarea psihică? Avea ceva pe suflet, a fi stresat, am înțeles că noi cam așa punem problema. Sunt diferite feluri de tulburare psihică. O persoană poate să aibă o tulburare psihologică, să zicem, la un nivel mai ridicat. Atunci poate să ajungă cu, mă rog, manifestări agresive față de el însuși sau față de ceilalți, poate să ajungă direct la psihiatru. Sunt tulburări care pot fi abordate și să nu zicem tratate, dar să nu zicem vindecate, dar tratate și ca să zic așa, se poate trăi cu o tulburare psihică în normele acceptate social. Asta dacă nu devine agresiv, asta, deci, dacă nu are tulburările comportamentale, da, foarte... Și agresivitatea se poate canaliza către un sport, către o activitate de meditație, către o activitate de acceptare a agresivității și de înțelegere a aspectelor care stau în spatele agresivității. De ce suntem agresivi? Pe de o parte stă natura umană, dar pe de altă parte nu este acceptată social și din cauza asta persoanele cu tulburări psihologice de tip agresiv sunt izolate. Ați reușit cu vreun pacient să îl aduceți pe calea cea bună, să-l faceți să facă un sport, de exemplu, să practice un sport? Am reușit în măsura în care pacientul a vrut. Pentru că procesul... Vorbind despre relația terapeutică între terapeut și pacient, pacientul trece printr-o
printr-un proces de autoconștientizare înainte să ajungă la psiholog sau este îndrumat de către prieten, rude, familie, poate chiar medicul de familie sau alte persoane care observă că ceva nu este în regulă cu el. Ca să ajungă la psiholog, pacientul trece printr-un proces de autoconștientizare, iar, cum spuneam mai devreme, are un moment în care zice, da, nu mai pot singur sau nu mai pot să primesc doar niște sfaturi. Trebuie să fiu ajutat. Și atunci vine prima dată, în prima ședință de psihoterapie și atunci împreună cu psihoterapeutul conștientizează mai mult care este nevoia lui. Poate că nu este nevoia cu care a venit, poate că este cu totul altceva. Și persoana de care vorbeam, adică ați spus că ați avut o persoană de genul ăsta, ați reușit să-l face să practice un sport ca să nu mai fie agresiv? Și a reușit să nu mai fie agresiv? Am reușit să... Și cât timp l-a ținut? Da, sunt persoane care și în ziua de astăzi fac tot din urmează, da. Ca un fel de terapie continuă. Da, urmează indicațiile care au reieșit în urma terapiei și și-au diminuat stările de depresie, și-au diminuat stările de anxietate. Au și uitat că au fost agresivi. Viață. Și spre ce sport l-ați îndrumat? De obicei spre sportul... Da, este o soluție într-un cadru controlat și bine intenționat. Este acceptat social. Dar către alergare, către sporturi ușoare care pun de obicei în activitate tot corpul și împreună cu mintea. Deci, eu mă gândesc că și boxul până la urmă presupune. Da, există tipuri de terapii. Există tipuri de terapii care folosesc tehnici din sporturile de contact. Bineînțeles, sub supervizarea unor sportivi care cunosc foarte bine până la ce limită o persoană necunoscătoare a sportului respectiv pot să ajungă. Și sub îndrumarea psihoterapeutului pot să ajungă să-și defuleze. Mă gândesc că dacă merge și dă în sacul de box acolo sau se bate așa sub supravegarea antrenorului, nu mai ajunge acasă să-și bată nevasta sau copiii. Trebuie să înțelegem că acest aspect este doar unul. Este doar o mică parte din procesul, telespectatorii noștri. Da, din procesul complex de terapie. Principiul care stă la baza unei consiliere psihologică sau psihoterapie, dacă îl știți sau îl spuneți. Da, este vorba de realitatea unică a fiecărui individ. Știți, noi ne manifestăm în această lume prin prisma simțurilor noastre, cele cinci simțuri. O școală de terapie care se numește programarea neurolingvistică spune că cele cinci simțuri sunt cel auditiv, vizual, kinestezic, olfactiv și cel gustativ. Noi percepem lumea în acest fel. Realitatea noastră este creată înregistrând activitatea acestor simțuri. Personală. Dar ca să tragem concluzia în acest aspect este că fiecare persoană vine în realitatea comună cu credințele, cu așteptările, cu educația lui, cu aspectele sale personale. Provocarea este de a ne înțelege unii pe ceilalți. Și, da, aici e problema, cred că. Da, și aceste relații între tine însuți și tine cu ceilalți. Deci să înțeleg că fiecare percepem realitatea de fapt altfel. Dacă eu pățesc ceva, de exemplu, și văd că mi s-a întâmplat un lucru bun, adică învăț ceva bun din acel eveniment, altă persoană îl poate percepe altfel, poate percepe foarte negativ și să aibă de acolo o tulburare psihică.
Da, este posibil în acest fel. Cel mai probabil, fiecare dintre noi venim cu un bagaj de cunoștințe și cu un bagaj de aptitudini și de mecanisme de coping, cum se numesc în psihoterapie, adică de mecanisme de a face față vieții. Fiecare dintre noi ajungem să înțelegem cum merg lucrurile prin prisma acestor resurse pe care le avem. Nu sunt conștiente, nu ne sunt la îndemână, ci sunt ușor ascunse în spatele unor obiceiuri. Obiceiuri, da. Foarte suntem bine setați punctat, pe anumite, da. Da, sau a unor relații sociale, a unor condiționări sociale. Exact. Și atunci nu facem anumite lucruri pentru că așa ne-a învățat bunica sau biserica sau da, mai știu da, da, eu biserica. ce alte instituții, chiar școala. Da, da. Și probabil că în realitatea comună de care vorbeam mai devreme, ele nefiind acceptate, nu ne acceptăm nici noi pe noi înșine. E, nefiind noi înșine în realitatea comună și neputând să ne manifestăm la nivelul la care am putea fi, apar tot felul de conflicte interioare, în urma conflictelor interioare. Le gestionăm atunci. Da. Ajungem la psiholog. Adică așa ar trebui, părerea mea. Da, ajungem la psiholog, dar acesta nu e un lucru rău. Nu, în niciun caz. Nu. Ajungem la psiholog pentru că psihologul acela este acolo pentru noi. Tocmai pentru noi. A ne ajuta. Tocmai pentru, da. Exact. Deci, asta vreau și eu să iau în considerare, să audă telespectatorii noștri, că un psiholog nu înseamnă că suntem nebuni, nu înseamnă că avem probleme nerezolvate, dimpotrivă ne ajută să ne dăm seama de ce alte resurse, cum spunea și dânsul, ce alte resurse avem, cum putem apela la ele, cum putem să ne gestionăm o mulțime de probleme pe care le-am putea avea în urma unor evenimente neplăcute, în ghilimele, pentru că se pare că nu toată lumea consideră evenimentele neplăcute care mi se întâmplă mie sau altcuiva. Să vorbim puțin și de religie, pentru că, până la urmă, și preotul și psihologul aud povești. Să ne gândim și cu siguranță să ne merg grea la preot, cu totul că preotul, în afară de a le da atâtea rugăciuni să facă atâta timp, o anumită perioadă de timp, nu o să-i poată ajuta decât prin rugăciunea. Nu zic că rugăciunea nu este un lucru bun. Consider că și rugăciunea este un lucru extraordinar. Dar în același timp nu ne ajută să ne aflăm resursele, cum am vorbit, nu ne ajută să vedem exact cauza problemei sau cum am putea să ne exprimăm acele emoții negative. Pentru că sunt multe persoane, am înțeles, care sunt incapabile să și le exprime și atunci asta este o altă problemă. Spuneați că sunt incapabile să și le exprime. Da, este adevărat, pe de o parte, sunt incapabile să și le exprime. În același timp nu cunosc care sunt emoțiile. Nu știu, acum simt frustrare sau simt tristețe sau simt o agresivitate față de cineva. Spuneați mai devreme că rolul de a și e cumva asemănător cu cel al psihologului. Da, dar când ai un tâmplar care îl chemi să îți construiască o casă, nu-l pui să-ți facă instalația electrică. Pentru fiecare parte din om există un alt om pe care îl poate apela pentru ajutor. Sigur, preotul are rolul dânsului. Da, are rolul lui în societate. Așa are este. Rolul dânsului și meseria lui, ca să zicem așa, este la fel reglementată de o entitate mai mare decât dânsul. Atâta că am înțeles că ei n-au regulile astea deontologice, nu?
Sunt sigur că probabil există și în legislative, deci nu sunt reglementate legislativ, din câte știu eu. Cred că sunt legate legislativ de Dumnezeu. Asta zic și eu. Da, o entitate mult mai complexă. Este, în esență este că sunt două personaje care ascultă omul cu sinceritate. Cred că e foarte important în ambele cazuri să nu judeci omul, să îi respecti realitatea și să vorbim și de codul deontologic, dar este un proces prin care fiecare trecem să învățăm să nu judecăm, să învățăm să respectăm pe celălalt, să învățăm să ne autocunoaștem, da? Și să vedem ce fel de, să observăm ce fel de sentimente ne transmit, ce fel de sentimente avem noi în momentul în care persoana vine în fața noastră cu problemele ei. Cred că e... Adică să privești oarecum asupra ta însuși. Da. Dar nu știu dacă asta o facem noi toți. Cred că majoritatea nu o facem. Nu cred că... Din nou ajungem la rolul pe care îl are, mă rog, psihoterapeutul, de a învăța despre el însuși că nu este în fața beneficiarului, a pacientului, să îi schimbe viața, ci să îl asiste în a-și schimba singur viața. Să-l ajute să privească și în interiorul lui. Da, da. Un om poate dezvolta tulburare psihică în fața unui eveniment și altul nu. De ce credeți asta? Cum spuneam mai devreme, noi ca și indivizi avem acces la resursele noastre într-o mai mică sau mai mare măsură. Unii în fața unui accident, să zicem de orice fel de accident, se comportă cu prezență, cu responsabilitate, cu sânge rece. Cu sânge rece, cu a nu arunca vină. Da, poate după aceea este afectat. Da, și se duce acasă și... Își dă seama că a fost situația. Da, probabil acolo persoana respectivă nu are acces la resursele de gestionare corecte de gestionare a situației respective. Și atunci psihoterapeutul poate să îl ajute să conștientizeze care sunt resursele de care el are nevoie și să le pună în practică și îl ajută în procesul acesta de a-și face din aceste resurse un obicei, din accesarea resurselor un obicei. Ideea este cât timp îi trebuie din momentul în care își dă seama că a fost afectat și nu reușește să depășească și până ajunge la psiholog. Că s-ar putea să fie o perioadă mare în care să fie mai afectat. E posibil și aspectul ăsta? De obicei, oamenii evită până în ultimul moment să ajungă la psiholog. În ultimul și în ultimul Cum moment. Facem și cu bolile, de fapt, cred că în este general. Și o chestie culturală, da. Adică, mă rog, un aspect cultural al populației din România, că faptul că evită să te ajutor profesionist, nu iau un tratament profilactic sau să zicem un tratament de prevenție. Am lucrat cu beneficiari care au conștientizat că au nevoie să-și dezvolte anumite aspecte ale vieții neavând niciun fel de tulburare. Erau conștienți că sunt niște lucruri care trebuie să le schimbe, au petrecut foarte multă vreme rumegând acest gând și s-au hotărât într-o zi fără să fie afectați, fără ca viața lor să fie afectată foarte tare. Deci sunt foarte interesant. Sunt și persoane care... Da. Cum, nu? Ca să evităm bolile, trebuie să facem sport, să mâncăm sănătos, fim... Să avem un stil de viață sănătos. Aici implică și mișcarea și alimentația. Exact. Da. Să fim conștienți de predispozițiile pe care le avem la... ajungem la acele boli, așa este. Da. Dar ideea este totuși, când avem evenimente neplăcute, să
realizăm că s-a întâmplat ceva și să cerem ajutorul specializat. Da. Așa este. Ce părere aveți de medicina germanică? Cred că ați auzit că, care merge pe același principiu, că în spatele fiecărei boli a trupului există o boală a sufletului. Sunt în temă în măsura în care am citit câteva informații despre subiectul acesta. Se spune că, mă scuzați că vă întrerup, da. Se spune că dacă reușești să conștientizezi boala sufletului, acea problemă, acel șoc traumatic, da. Acel eveniment neplăcut care a avut loc în viața ta, să conștientizezi și să gestionezi toate sentimentele care vin după, se spune că au fost chiar persoane care s-au vindecat numai prin faptul că au conștientizat și au reușit să aplice anumite tehnici date de psiholog sau pur și simplu de internet pe aceste persoane. Credeți că s-au vindecat numai prin acest aspect, că au conștientizat și au reușit să-și gestioneze toate sentimentele? Conștientizarea sentimentelor este o parte foarte importantă a procesului psihoterapeutic. În cazul medicinei germanice, am înțeles că da, există persoane care au făcut aceste lucruri, dar nu am foarte multe informații din acest punct de vedere. Sunt să fac și undeva. Am înțeles că sunt cursuri care se fac în weekenduri pe tema asta. Și se parcurg anumite etape pentru ca să ajungă să conștientizeze fiecare persoană. Da, este un proces probabil terapeutic. Și eu zic că e foarte interesant, adică tu ca persoană să reușești să-ți... Oricum tu ca persoană faci lucrurile acestea. Da, dar se pare că ne împiedicăm tot singuri. Atunci da. Eu cred că e mai simplu să vii la psiholog, adică din punctul meu de vedere. Nu știu dacă aș ajunge să-mi fac timp să mă duc să parcurg toate etapele, să mă duc de fiecare dată la curs de 2-3 ori pe săptămână, pe când faptul că mă ajută cineva, decât să încerc eu tot timpul să-mi fac și timp pentru anumite etape care trebuie să parcurg, anumite tipuri de meditație, din câte am înțeles. Deci nu știu nici eu foarte bine exact, dar în mare așa am presupus că e tot un fel de psihoterapie cu tine însuți. Da. Oricum, procesul psihoterapeutic presupune o disciplină. Presupune, în primul rând, o disciplină de a veni la întâlnirile cu psihologul. De obicei, o cam întâlnire câte aveți sau... pe săptămână sau cum... Păi în momentul de față sunt în jur de 5-6 persoane care vin... O dată pe săptămână? Da, o dată pe săptămână. Și e suficient o dată pe săptămână? Depinde de la caz. În situații mai complicate ne putem vedea și de 2 ori pe săptămână, dar asta la început. Sau în, și nu-i greu să lucrați cu 5-6 pacienți odată? Este o provocare. Este o provocare. Pacienții dumneavoastră, cam în ce boli se încadrează, boli ale sufletului, ca să zic așa, pentru că eu n-aș putea să le spun neapărat boli. Adică care e boala mai frecventă cu care vin? Cel mai, în momentul de față, fiind recunoscută ca și boala secolului, este depresia și anxietatea, să zicem. Persoane cu depresie, vin foarte multe persoane cu depresie și cu anxietate. Mă rog, problemele de zi cu zi, diferitele banilor, provocări, grija lor. Da, grija, lipsa dacă banilor. Dacă e prea mult să le porți grija, dacă nu i-ai suferi că lipsa lor. Da, și sufletesc. Și atunci, ca să zic așa, astea sunt cele mai multe părți. Și cât timp durează? Adică cam în cât timp credeți că pacientul respectiv s-a tratat? Sigur, în procesul psihoterapeutic împreună cu pacientul, noi avem
niște obiective. Deci elicităm o strategie și căutăm obiectivele pentru intervenția psihoterapeutică, pe care le negociem și le conștientizăm împreună. Am înțeles că le dați și temă pentru acasă, nu? Da, sunt unele cazuri în care se dă și temă pentru acasă, dar ca să vă zicem așa, la, acum nu știu exact în la ce probleme constă de matematică, în niciun nu, caz. Nu. Puteți să ne explicați, să vedem și noi ce, în ce constă tema. De cele mai multe ori, unele dintre teme pot fi ținerea unui jurnal în diferitele sau diferite sentimente pe care le încearcă în timpul zilei, la trezire, în timpul zilei, în momentul în care află o veste sau mai știu eu ce altă situație de peste zi sau noaptea sau la culcare, la seara înainte de culcare sau chiar uneori vise din timpul nopții. Dacă își amintesc, am înțeles. Dacă că nu toată lumea... Dacă își amintesc, bineînțeles. Asta însemna să când se trezește să n-aprindă lumina, că am înțeles că lumina artificială te deranjează și nu numai. Și atunci să n-aprindă becul și să scrie repede ce au visat ca să nu uite. Da, ce îndrum eu pe beneficiarii noștri este să aibă un carnețel lângă pat și să noteze acolo ori de câte ori se trezesc sau își amintesc câte ceva. Interesant. Sau să-l aibă chiar la ei. Deci e foarte simplu, nu e greu. Nu e mare lucru. Da. Și să-mi răspundeți la întrebare, când, cam cât credeți că durează? Cum spuneam mai devreme, noi negociem un termen împreună cu clientul. Termenul de cele mai multe ori coincide cu momentul în care psihoterapeutul și, în primul rând, clientul conștientizează faptul că tulburarea pentru care a venit s-a diminuat sau a dispărut. Și asta poate, seama. Tocmai în procesul psihoterapeutic se întâmplă lucrul acesta. Adică nu mai mi-e frică. Au trecut 2 săptămâni și nu mai mi-e frică. Înseamnă că atunci trebuie să ne oprim, pentru că nu este etic să continuăm. Știți că tulburările psihice și bolile psihice au fost asemănate cu un calculator, nu? Așa. Ce puteți spune despre asta? Adică putem fi asemănate cu un calculator? Asemănați noi oamenii cu un calculator sau nu? Sigur, e un calculator făcut de divinitate. De care poate mai mult de 70% nu suntem conștienți. Câte funcții ale corpului se întâmplă într-o singură secundă și noi nu suntem conștienți de ele. Presiunea arterială, mai știu eu, echilibrul și multe alte aspecte ale corpului omenesc sunt dincolo de capacitatea noastră de a conștientiza. Da, în acest fel putem să-l comparăm cu un calculator, dar omul e, să zicem, un calculator cu suflet, care... Da, se pare. Prescrierea de medicamente. Psihologii prescriu medicamente? Nu este în... mă rog, în... fișa postului de a prescrie medicamente, noi... Prescrieți tehnici. Da, tehnici. Da, lucrăm fără medicamente. Tulburările de comportament. Folosim același comportament pentru contexte diferite. De exemplu, să dau un exemplu. Nu vreau să-l jignesc și astfel... Vorbim despre, în general, despre un pacient, de exemplu, se gândește, nu vrea să jignească pe cineva și atunci adoptă același comportament pe care l-ar adopta și dacă ar sări cineva la el la bătaie. Pentru că nu poate să-i spună că îl deranjează felul cum se comportă cu el. Vorbim probabil despre un comportament de evitare a unei reacții. Probabil
ne e frică de reacția celuilalt dacă îi spunem că ne jignește, că se comportă. Da, sau poate că ne e frică de reacția noastră pe care am putea să o avem față de celălalt. Asta înseamnă că nu ne cunoaște. Da. Sau cunoaștem și reacția noastră ar putea fi mult prea violentă pentru contextul în care ne aflăm și atunci ne... Dar presupun că dacă ne cunoaștem, am putea să gestionăm ieșirea aceea de violență. Da, presupunem... Deci și asta se poate. Deci da. Există mai multe aspecte aici. Da, cu siguranță psihoterapeutul poate ajuta ca... Oricare din acestea două, ori să ne cunoaștem, ori să gestionăm. Sigur, sigur, da. Cine poate apela la consilierea psihologică? Oricine. Oricine este deschis... Este, pentru oricine. Da, este copiii, bătrâni, pentru oricine. Da, adulți. Da. Eu am lucrat cu o plajă foarte largă de pacienți, de beneficiari. Am lucrat cu persoane vârstnice în cadrul căminelor de persoane vârstnice. Am lucrat cu femei victime ale violenței domestice și cu copiii și cu familiilor și chiar și cu agresorii din familie. Da, și cu agresorii. Da, da. Am lucrat cu copii instituționalizați din centre de zi, din copii cu probleme, da? Și chiar copiii cum merge? Cu... Copiii merge bine de obicei, adică cum este o provocare mult mai mare, da? Și e nevoie de mult mai multe resurse decât în cazul adulților, pentru că în cazul copiilor este nevoie de o altă abordare, de mult mai multă răbdare, de, să zicem, resurse externe, jucării, activități de tot felul, pentru că copilul nu reușește să se exprime în felul în care se exprimă un adult și nu se ajunge foarte simplu la esența problemei. Copiii sunt mult mai sinceri, deci dacă stai să te gândești, pe undeva e oarecum mai ușor, pentru că nu se mint cum ne-am mințit noi, adulții, pe noi înșine. Adevărat, acest lucru, dar pe de altă parte ei nu cunosc de cele mai multe ori ce sentimente trăiesc sau ce gânduri au. Nu sunt conștienți de acele gânduri. Nu știu că acesta este un gând agresiv sau este un sentiment de tristețe sau este un sentiment de frustrare. Și trebuie să ajungem acolo printr-un proces de proiecție. Adică, vorbim de ce vârstă? Copii peste 5 ani. Copii peste 5 ani. La 5-6 ani, da, mă gândesc. Da, că da. Acum, dacă vorbim de un copil de 16-17 ani, deja... Acolo sunt alte provocări. Înțeles. Și ați avut, am zis că ați avut și copii. Ați reușit să îi duceți la bun sfârșit? Da. Am lucrat și cu copii. Am lucrat pe de altă parte și în penitenciar cu persoane private de libertate, cu tot o altă plajă de probleme. Și nu v-a fost frică în penitenciar? Ba da. Mi-a fost și frică. Și ați conștientizat aspectul. Da, și am conștientizat aspectul acesta și chiar am comunicat. Și în momentul în care am comunicat acest lucru în cadrul ședințelor de terapie pe care le-am avut acolo, de cele mai multe ori acest lucru i-a ajutat și pe ceilalți să-și conștientizeze sentimentele de frică. Da, foarte interesant. Da, da. Și cu cât dăm mai multe straturi la o parte și ne revelăm pe noi înșine, cu atât mai ușor și celuilalt să facă la fel. Asta nu înseamnă că în terapie este vorba despre psihoterapeut, în niciun caz. Este vorba despre beneficiar. Bineînțeles. Deci nu... Da, mă gândesc că cu ocazia asta reușești să te prelevezi oarecum și pe tine. Adică da, până la urmă îți dai seama și tu de ce poți. Că poate ești în procesul de autocunoaștere. Ți-ai atins limitele, da. Ți-ai depășit limitele și eu zic că e o satisfacție și mai mare. Pe lângă că l-ai ajutat și pe beneficiar, te-ai ajutat oarecum și pe tine. Da, dar nu acesta este scopul. Știu, am înțeles, nu, dar da. Totuși mă gândeam că satisfacția este oarecum dublă. Da. Și la penitenciar ați avut terapie de grup? Ați făcut? Cum vedem la televizor, da, am avut la penitenciare câteva, din America. Da, am avut câteva momente în care am făcut ergoterapie și terapie de grup
cel mai mult orientată către reinserția socială a persoanei după venirea în libertate, după eliberare. Sigur, relaționarea în penitenciar este într-un mod special, este o altă lume față de lumea din exterior, are regulile ei și provocările ei. Și ce am lucrat cu persoanele de acolo au fost în cea mai mare parte înțelegerea că pe partea de înțelegere a faptului că oricum sunt provocări și înăuntru și afară și de ce să nu le învețe să le gestioneze dinăuntru ca să nu mai revină acolo. Și au înțeles aspectele astea? Au fost rezultate foarte pozitive în cele mai multe cazuri. Și așa nu v-ați interesat să vedeți dacă au ieșit, au mai ajuns înapoi? Da, chiar m-am interesat și au fost și care s-au întors, dar au fost și cei care s-au integrat înapoi în societate. Da. Ca să fii un psiholog bun, trebuie să ai calități deosebite? În primul și în primul rând trebuie să înveți foarte mult. Deci, un profesor de-al meu de la facultate spunea un lucru foarte, foarte frumos. Niciodată scaunul pe care stai să nu fie mai înalt decât cărțile pe care le-ai citit. Bine spus, pentru foarte multe persoane și de la noi. Da. Deci, pe de-o parte, deci, în primul rând, trebuie să înveți foarte mult. În al doilea rând, trebuie să fii conștient că fără dezvoltare personală și fără conștientizare continuă a cine ești tu însuți, nu poți să faci lucrul acesta. Adică, mă rog, poți să-l faci până la un anumit nivel, dar de acolo încolo poți să faci mai mult rău decât bine. Trebuie să găsești și să-ți identifici valorile pe care îți construiești personalitatea și să fii conștient de ele pe cât posibil. Și, bineînțeles, trebuie să trăiești și tu în lumea asta cu o grămadă de provocări în același timp. Și cu toate astea fiind spuse, trebuie să te pui în slujba celuilalt fiind tu însuți. Da, e foarte important. Da, pot să spun că este un proces destul de complicat, dar foarte frumos. Foarte frumos. Și foarte satisfăcător. Acum, pentru cine îi place, că dacă sunt persoane probabil care nu cred că s-ar băga să facă o meseria de genul. Adică eu cel puțin să stau de vorbă cu atâția beneficiari, cum ziceți, nu știu dacă mi-aș dori să ascult toate problemele fiecăruia. Ce transmiteți telespectatorilor noștri, pentru că suntem la sfârșit de emisiune? Să vină la psiholog, nu? Le transmit să să fie conștienți de faptul că în această lume sunt situații în care au nevoie de ajutor. Și nu este ceva rău în a cere ajutor. Da, și nu este ceva rău în a cere ajutor. Să fie conștienți că există persoane, cum ați spus mai devreme, preot, psiholog, psihoterapeut, medic, profesor sau consilier, care pot să le stea la dispoziție pentru... Acum, scuză-mă că te întrerup din nou, consider că medicul nu-i poate ajuta la fel de mult cum îi ajută un psihoterapeut, pentru că medicul până la urmă nu o să stea de vorbă să asculte toate șocurile emoționale pe care au trecut. Deci nu o să-i rezolve partea aceea cu sufletul, o să-i rezolve doar partea aceea cu trupul. Da, vreau să spun că să fie conștienți că există ajutor, există resurse și că nu depinde decât de ei înșiși să ia hotărârea să apeleze sau să treacă de momentul acela în care frica e atât de mare și dorința de schimbare este mai mare decât frica. Da, acum
Ce să zic, părerile sunt părțite. Unii consideră că nu vin tocmai, dar nu crede că au ei o problemă la creier, cum se zice, ca să apeleze la psiholog. Deci, ideea este că nu apelează de frică că zic și ceilalți despre el că are o problemă și poate chiar el însuși că o să zic că ăsta merge la psiholog, sigur are niște probleme acolo la mansardă. Să știți că dintre pacienții care vin la psiholog, niciunul dintre ei nu mai crede lucrul acesta. Foarte pentru că bine. Deja ajuns, deci, a ajuns acolo. Mă gândim că evoluăm și noi puțin există, la aspectele astea. Există un singur tip de pacienți, cei care vin. Ceilalți nu sunt pacienți. Exact. Bine, îți mulțumim foarte mult, domnul Andrei Bold. O să te așteptăm și o dată viitoare, dacă vei vrea să vii la noi în emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit și vă așteptăm și data viitoare de la 17.30 la emisiunea Fețele Medicinei. Sunt nutriționist Simona Timofte și sper că v-a plăcut emisiunea noastră. Se pare că chiar avem nevoie să evoluăm, avem nevoie să încercăm să ne dăm seama că un psihoterapeut ne ajută și ne face numai bine. Vă doresc weekend plăcut, o seară liniștită și, în ultimul rând, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, pentru că sănătatea este singurul lucru care ne naștem, în majoritatea dintre noi, dar puțin știm să o păstrăm. Deci, în continuare, vă doresc sănătate și numai bine!